Contrar colegii sale, Mihaela s-a dus în camera roșie, s-a întins pe canapea și a început să comenteze comportamentul Biancăi. Și acum mă pune să aștept, nu? Că ea e o persoană foarte specială aici, în casă. Ea e șefa șefelor în casa fetelor, va declara Mihaela. Nu vreau. Nu vreau să stau cu Mihaela în aceeași încăpere. Va exclama Bianca. Se crede prea importantă, cea mai inteligentă, va spune Mihaela. Eu nu am ce să vorbesc cu ea și nu am ce să rezolv, nimic. Va declara Bianca. După ce spiritele se vor încinge între cele două concurente, Mihaela și Bianca vor fi chemate în camera roșie pentru a-și rezolva problemele și nu vor avea voie să plece până nu se împacă. Bianca refuză să calmeze apele cu Mihaela. Bianca va refuza să meargă în camera roșie și să se împace cu Mihaela, afirmând că ea nu a venit în emisiune pentru a se împrieteni cu fetele. Nu-mi dați asta că nu mă duc. Eu n-am venit aici să mă împrietenesc cu fetele, deloc. Va afirma Bianca. Casa iubirii, prezentată de Andreea Mantea și difuzată exclusiv la canal de Bianca și Mihaela, vor ajunge să se certe aprig, motiv pentru care vor fi nevoite. Ești malefică. Nu vreau să stau cu Mihaela în aceeași încăpere. Bianca și Mihaela își vor arunca replici acide. În ediția emisiunii matrimoniale Casa Iubirii, Bianca și Mihaela vor intra într-un conflict aprig. Bianca refuză să calmeze apele cu Mihaela. Să meargă în camera roșie pentru a-și rezolva problemele. Bianca și Mihaela își vor arunca replici acide mâine, în Casa Iubirii. Bianca și Mihaela își vor arunca replici acide și se vor jigni. Ești răutăcioasă, ești malefică, va spune Bianca. Sunt răutăcioasă. Asta meriți, asta primești. Va răspunde Mihaela. Mamă, după cum vorbești, se vede. Vezi să nu te îneci în puf, va replica Bianca. Ești o isterică, va continua Mihaela. Da, mai isterică decât tine nu-i nimeni, va mai spune Bianca. Nu fac jocul nimănui, afirmă, la final, Bianca. Ce se întâmplă mai departe aflați mâine, 18 octombrie 2023, într-un nou episod din Casa Iubirii, de la orele ora 10 și ora 16 și 30 de minute, doar la canal de. Măcar eu stau aici în liniște, dar Bianca nu-l vede pe Ionuț. Ce mă bucur, asta merită. Încă o săptămână de acum să nu-l vadă, să vadă și acum e să ai piedici în relație, că toți s-au băgat, va spune Mihaela, întinsă pe canapeaua din camera roșie. Noua concurentă Vlada intră în Casa Iubirii și îi va invita în camera roșie pe Laurențiu și Antoni în același timp. Aceasta îi va șoca pe toți cu prezența sa. Concurentele vor prinde gelozie pe Vlada pentru că aceasta va fura toate privirile băieților. Vlada Pecu este noua concurentă și este din Chișinău. Însă noua concurentă locuiește în Focșani de mai mulți ani. Deși timpul este scurt pentru noua concurentă, deoarece emisiunea este pe sfârșite. Vlada are vârsta de 21 de ani și susține că este special pentru Laurențiu la Casa Iubirii. Șanse să fie cu Laurențiu sunt destul de mici, deoarece se pare că Lorena și Laurențiu pentru moment se înțeleg. Însă se pare că Vlada vrea să-l cunoască și pe Anton. Poate de această dată Antoni va avea succes, deoarece Larisa doar l-a folosit. Noua concurentă îi vrea lecți la ochi pe Antoni și Laurențiu. Cei voi vor fi puși pe canapea în camera roșie de către Vlada. Vlada îi va da jos lui Laurențiu prima dată jos de pe față fașa. Vor începe să râdă amândoi ca și cum se cunosc. Lorena va privi din platou destul de speriată și cu ochii în lacrimi. Radu va încerca să o tot sperie și înțape pe Lorena și acesta chiar va reuși. Giulia este supărată pe Cosmin și fuge în grădină. Giulia se va confesa lui Antoni și lui Laurențiu. Giulia crede că Cosmin se complace cum ea și Catinca se ceartă pentru el. Cosmin va sta de vorbă cu Catinca în grădină. Giulia va începe să plângă. Încrederea Lorenei în Laurențiu este pusă la îndoială. Cea mai nouă concurentă din Casa Iubirii, Vlada, îi va duce pe Laurențiu și pe Antoni în camera roșie, dar nu oricum, ci legați la ochi.
Băieții și fetele nu vor primi imagini pe conexiune, motiv pentru care Radu încearcă să spargă gheața cu privire la sentimentele Lorenei față de ce se întâmplă. Lorena, ți-e frică de Laurențiu în camera roșie? Va spune Radu. Nu e că mi-e frică, mi-aș dori să văd ce se întâmplă, nu să-i las acolo și să nu văd ce se întâmplă acum, în timp ce noi vorbim despre ei, va răspunde Lorena. Înseamnă că n-ai destulă încredere, sincer, va afirma Radu. Nu e vorba de asta, de încredere, eu am încredere în mine, va spune Lorena. Păi dacă ai încredere în el și în tine, poate să stea acolo și 5 ore, va continua Radu. Julia izbucnește în lacrimi din cauza lui Cosmin. Tot mâine, Julia va face o vizită în casa băieților, dar nu va vorbi cu Cosmin. Acesta o va întreba dacă este supărată pe el, iar ea îi va răspunde că nu este supărată, dar că nu a venit în casă pentru a-l vizita pe el. După răspunsul pe care îl va primi de la Julia, Cosmin va merge în casa fetelor. Între timp, Laurențiu va deschide o discuție cu Julia. Dar crezi că mai are pentru Catinca ceva el, Cosmin? Va întreba Laurențiu. Nu, cred că îi place să știe că suntem acolo noi două și că ne certăm pentru el, va răspunde Julia. Cosmin va face un gest neașteptat și o va scoate pe Catinca în curte pentru a vorbi cu ea. Imaginile vor fi date imediat pe conexiune, iar Julia va rămâne șocată și dezamăgită de ce îi văd ochii. Deci nu cred, va afirma Julia în timp ce izbucnește în plâns. Ce se întâmplă mai departe aflați mâine, 17 octombrie 2023, într-un nou episod din Casa Iubirii, de la orele 10:00 și 16:30, doar la canal de Mihaela, decizie radicală în Casa Iubirii. Vreau să plec. Aflați cum va reacționa Robert, care încă mai spera la o împăcare și ce se va întâmpla. Anton spune: Mihaela, mai ești supărată? Că ziceai că vrei să pleci. Mihaela spune: Da, da, vreau să plec în continuare. Bianca spune: Eu am impresia că dacă tu te-ai potrivi cu mai mulți băieți din casă, Robert se potrivește doar cu tine. Laurențiu spune: La ce mod se potrivesc? Din ce punct de vedere? Moral sau fizic? Bianca spune: Mihaela este tipul de persoană înțelegătoare, care reușește să aibă răbdare datorită sentimentelor, să îl înțeleagă și să îl iubiască așa cum este el. Mihaela spune: În momentul în care eu sufeream foarte mult, îmi spuneai că mă pune cineva să fac scenete, că mă victimizez. Asta nu e o jignire. Luni, 16 octombrie, de la 10:00 și 16:30, la canal de Gala de duminică, 15 octombrie 2023, a fost una tensionată și presărată, cu multe momente agitate, în care Catinca, Larisa și Laurențiu au ajuns în pragul eliminării, iar în cele din urmă, Andreea Mantea a anunțat faptul că Laurențiu și Catinca sunt cei care s-au salvat, în vreme ce Larisa a plecat acasă. Spre marea dezamăgire și tristețe a lui Anton, care speră că tânăra să mai rămână în cadrul show-ului pentru a se cunoaște mai bine. Mihaela, reproșuri aprige la adresa lui Robert. Cei doi concurenți se îndepărtează din ce în ce mai mult. În momentul în care eu sufeream foarte mult, îmi spuneai că mă pune cineva să fac scenete, că mă victimizez. Asta nu e o jignire. Mihaela, reproșuri aprige la adresa lui Robert. Cei doi concurenți se îndepărtează din ce în ce mai mult. În ediția de luni, 16 octombrie 2023, a emisiunii Casa Iubirii, Mihaela a fost întrebată de către Anton dacă își mai dorește să plece sau dacă s-a răzgândit între timp. Vizibil afectată de toate certurile purtate cu Robert în ultima vreme, Mihaela a răspuns cu sinceritate că își dorește încă să plece acasă. Pe de altă parte, Robert s-a întristat enorm și s-a arătat foarte revoltat de atitudinea partenerei. Urmează eliminări pe bandă rulantă și sunt vizați chiar și cei vechi. Ce se întâmplă în gala de duminică din Casa Iubirii? Venim cu informații în avans despre gala din 15 octombrie. Cine este eliminat, cine este favorit și toate informațiile necesare. În gala din această duminică vom avea și un eliminat. După mult timp urmează să avem și un eliminat. Se pare că se apropie mare finală și trebuie să avem și eliminări.
Eliminare surpriză, vom avea 3 concurenți propuși spre eliminare. Lasă un like și abonează-te la acest canal. Mulțumesc! Mulți se așteptau ca Robert să fie favoritul din această gală, deoarece s-a împăcat cu Mihaela, însă se pare că nu el va fi favoritul. Favoritul din această gală va fi Radu.